Galaxy S23 este un telefon ce s-a îmbunătățit considerabil față de Galaxy S22. Nu se mai supraîncălzește, bateria este și ea mult peste ceea ce oferă modelul de anul trecut, iar per total oferă o experiență de utilizare foarte plăcută. Este un telefon bine construit, foarte minimalist și urmează linia pe care Samsung o rafinează de la Galaxy S21 încoace. Cu toate acestea, nu este aproape de a fi perfect. Așa că eu în acest videoclip vreau să împart cu voi experiența mea cu acest telefon la o lună după lansare. Display-ul este un Dynamic AMOLED 6,1 inch cu o rată adaptivă de refresh de 120 Hz. Suportă HDR10+, luminozitatea medie este de 1200 de niți, cu un maxim de 1750, asta punându-l peste modelul de anul trecut. Rezoluția este de 1080x2340 de pixel, cu o densitate a pixelelor de 425 de pixel per inch. Ecranul este acoperit de Corning Gorilla Glass Victus 2. Ce pot să vă spun la capitolul acesta este că nu se zgârie ușor și probabil rezistența la căzături este și ea puțin sporită. Datorită ratei înalte de refresh, este o plăcere să privești acest display. La acest fapt contribuie și ecranul, cu care Samsung nu a dat greș nici de data aceasta. Răspunde rapid la atingere, făcând experiența de utilizare foarte fluidă. Marginile sunt și ele foarte subțiri, iar camera frontală nu este foarte intruzivă, așa cum se întâmplă pe telefoanele celor de la Apple. Deblocarea se face prin mai multe metode de autentificare, principală fiind amprenta. Pe lângă această metodă mai putem selecta deblocarea facială, parolă, model și pentru cei mai îndrăzneți doar prin glisarea ecranului. Bateria are 3900 mAh și nu doar că depășește problemele pe care S22 le-a avut anul trecut la acest capitol, dar acest telefon, probabil datorită procesorului și optimizării software, poate rezista aproximativ o zi și jumătate cu o folosire moderată, asta însemnând aproximativ 6 ore de ecran pornit, și asta fără power saving mode și cu rata de refresh la 120 Hz. Totuși aș avea o mare precizare pentru pasionații de jocuri mai solicitante. Acest telefon nu este conceput pentru așa ceva. Pentru acest capitol este recomandat modelul Plus sau modelul Ultra. Încărcarea telefonului se face în aproximativ 1 oră și 15 minute de la 0 la 100% prin încărcarea rapidă de 25W, încărcarea wireless fiind maxim de 15W și încărcarea reversibilă este de 4,5W. Galaxy S23 vine cu Android 13 preinstalat și cu interfața One UI 5.1 și nu doar că este foarte fluent, dar include și multe opțiuni de customizare a telefonului, lucru cu care Samsung ne-a obișnuit de atâta timp. Și Always On Display-ul este mult mai customizabil. Pentru cei interesați pot folosi Samsung DeX, deși eu personal nu l-am încercat, sunt sigur că printre voi se găsesc persoane care pot beneficia de această opțiune extra. Per total, în ultimii 2-3 ani, Samsung a îmbunătățit drastic experiența de utilizare a interfeței de pe telefoanele produse de aceștia. Nu mai frânează la schimbarea între aplicații, este mult mai intuitivă și integrarea utilizării cu o singură mână este foarte bine gândită în momentul în care umblăm prin setările telefonului. Și acest model Samsung promite 4 ani de update software, așa că atunci când vine vorba despre longevitatea telefonului, suntem acoperiți. Camera principală este una de 50 de megapixeli, cea telefoto de 10, ultra-wide de 12, iar cea frontală este și ea tot de 12 megapixeli. Viteza de fotografiere s-a îmbunătățit și ea, deși este loc de mai bine. Calitatea foto este acceptabilă, mai ales dacă folosim camera pe lumină naturală, fotografiile ies excelent, mai ales pentru postările pe rețelele de socializare. Acum nu știu dacă doar modelul pe care eu l-am în teste este așa, dar am observat o supra-saturare a fotografiilor pe care nu am mai întâlnit-o de mult pe telefoanele Samsung. Am căutat prin opțiunile de fotografiere de pe telefon și nu am găsit setat niciun filtru sau un mod special de fotografiere. Totul a fost setat pe automat. Dacă știe cineva dintre voi de ce anume ies așa saturate fotografiile și unde pot corecta acest lucru în setări, mi-ar fi de mare ajutor. Îmi puteți lăsa părerile voastre în comentarii, iar până atunci vă voi arăta în clipile ce urmează câteva cadre făcute cu acest telefon și o mică comparație cu iPhone 14 Plus. Ca de obicei, totul se rezumă la întrebarea finală. Merită Samsung Galaxy S23 cumpărat sau upgradat de la o versiune mai veche? Răspunsul meu este nu. Cu
toate că este un upgrade destul de mare față de modelul de anul trecut, acesta nu se face simțit decât la capitolul baterie și poate în ceea ce privește camerele foto. Dar per total nu are rost investiția decât dacă veniți de la un model mai vechi decât S21 sau doar dacă sunteți pasionați de tehnologie și vreți neapărat să aveți tot ce este mai nou în materie de telefoane mobile. Sincer, ce ar merita în acești bani, având în vedere că telefonul este destul de nou lansat și prețul nu a coborât mai deloc de la data lansării, să vă cumpărați mai bine un Galaxy S22 Ultra folosit într-o stare foarte bună. Cu toate astea, eu vă mulțumesc pentru timpul acordat vizualizării, numele meu este Alex, iar acesta a fost review-ul meu la Galaxy S23. Un like și un subscribe ar ajuta foarte mult canalul, iar noi ne revedem în clipul următor. La revedere!